Astăzi, elevii Giurgiu Ven susțin cea de-a treia proba a bacalaureatului din 2016, cea a competențelor digitale. La această probă sunt înscriși 1338 de elevi Giurgiu Ven, iar aceștia vor fi notați cu calificative. Examenul de bacalaureat poate fi susținut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de învățământ. Candidații pot fi atât din seria curentă, respectiv elevii care au absolvit liceul în acest an, cât și din seriile anterioare. Candidații care au participat, dar nu au promovat examenul în sesiunile de bacalaureat organizate începând din 2003, pot solicita recunoașterea probelor promovate anterior. Absolvenții vor fi testați săptămâna viitoare la proba de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională.